Filmul începe în Barcelona pe timp de noapte. Un bărbat pe nume Maximo îl sună pe fiul său, Ander, pentru a-l întreba dacă este pregătit, deoarece plănuie să părăsească Barcelona după ce Maximo își termină slujba. După asta, Maximo ajunge la o fabrică de droguri din Columbia. Lucero, fratele vitrega lui Maximo, intră în fabrică, în timp ce Maximo și cel mai bun prieten al său, Rafa, așteaptă în mașină. Lucero se întâlnește apoi cu proprietarul fabricii pentru a-i plăti un onorariu, deoarece este dispus să-l susțină pe tatălui Lucero, în calitate de candidat prezidențial ales, care va conduce toate organizațiile criminale din Europa. Între timp, tatălui Lucero se îndreaptă împreună cu Maria, sora vitriga lui Lucero, spre alegerile care încep peste o jumătate de oră. Cu toate acestea, proprietarul fabricii este surprins când deschide geanta, crezând că înăuntru este plină de bani, dar în schimb se dovedește a fi capul fiului său. Apoi încep împușcăturile. În După ce ucide câțiva dintre oamenii proprietarului fabricii, Lucero îi cere lui Rafa să-l sune pe tatăl său și să-i spună că alegerile sunt o capcană. Lucero îi cere apoi lui Maximo să-i măcelărească pe toți muncitorii fabricii. Lui Maxim nu-i place modul în care Lucero ucide pe toți muncitorii nevinovați, dar nu are de les deoarece a jurat credința familiei care l-a adoptat. După asta, Lucero îi cere lui Maximo să plece și să înceapă o viață nouă alături de fiul său. La scurt timp după aceea, tatălui Lucero ajunge sfârșit la fața locului și este furios să vadă ce a făcut Lucero. În trecut, îl trimisese pe Lucero în Japonia pentru a învăța ce înseamnă loialitatea, dar Lucero a învățat doar brutalitatea Iacuza. În timp ce tatăl său îl mustră, Lucero îi face semn omului său de încredere, Ciulmo, să ucidă gărzile de corp ale tatălui său. Maria reușește să scape, înainte de a fi ucisă de oamenii fratelui Vitregă. Lucero îndreaptă apoi arma spre tatăl său, cu intenția de lucide și de a locul de lider. Ciulmo apare în acel moment și îi spune lui Lucero că Maria a reușit să scape. Scena se schimbă și l arată pe Maximo care a ajuns la casa sa. Cu toate acestea, fără ca Maximo să știe, Bona îi casei lui Maximo unui necunoscut în schimbul banilor. În timp ce Ander cântă la chitara lui, se au ciudate. Maximo îi spune imediat lui Anders să se ascundă și câteva secunde mai târziu câțiva oameni ajung la casa lui Maximo. La început, Maximo reușește să se apere, dar apoi sosește un bărbat pe nume Finito și îl împușcă pe Maximo din spate. Finito o ucide apoi pe Anders chiar în fața ochilor lui Maximo, care țipă de durere. După ce îl lasă inconștient pe Maximo, Finito se grăbește să iasă și îl sună pe Lucero, care se dovedește a fi cel care a ordonat să-i ucidă pe Maximo și pe fiul său. Doi ani mai târziu, un băiat pe nume Leo este văzut întâlnindu-se cu prietena lui, Daniela. Leo face trafic de droguri în campus și în jurul acestuia. În timp ce Leo și Daniela trec pe lângă un garaj Vechi abandonat, aud muzica tare. O să se uite în garaj, cei doi văd că Maxima este încă în viață și face exerciții. În acea seară, Leo se întoarce acasă și dă banii mamei sale, care nu știe de activitatea fiului. Leo îi oferă apoi fratelui său mai mic un cadou de ziua lui. La scurt timp după aceea, Leo primește un telefon de la furnizorul său, un bărbat pe nume Jaro, care se dovedește a fi un subordonat al lui Lucero și cere să vândă droguri pe teritoriul rușilor. Leo refuză imediat, deoarece rușii îl vor ataca dacă ar vinde droguri pe teritoriul lor, dar Jaro continuă să-l forțeze și Leo nu are de decât să se supună. Când ajunge acolo, Leo reușește să vândă mai multe pachete, înainte ca acțiunile sale să fie descoperite de ruși, care îl bat pe o alee pustie. Rușii ordonă lui Leo să nu mai vândă nimic pe teritoriul lor și la amenință că îl vor ucide dacă mai face asta. În același timp, Maximo apare și-l ajută pe Leo, bătându-i pe ruși, și apoi pleacă imediat după aceea. Leo încearcă să-l urmărească pe Maximo până când ajunge la vechiul garaj. Acesta îi mulțumește lui Maximo pentru că l-a ajutat. În timp ce Maximo tratează rana lui Leo, Leo îl întreabă dacă ar putea cânta la chitară. Maximo îi răspunde că acea chitară a răposatului său fiu, Ander, și că el nu poate cânta la ea. După ce fiul sau a murit cu doi ani în urmă, Maxim este hotărât să se răzbune pe Lucero, dar fratele său vitreg a dispărut și Maxim are dificultăți în a-l găsi. A doua zi, Leo îi cere lui Maxim să-l învețe cum să lupte și, în schimb, îl va învăța să cânte la chitară. Maxim acceptă propunerea lui Leo și îl învață imediat câteva tehnici de bază ale artelor marțiale. Înainte de a pleca, Leo scrie numărul de telefon pe o bucată de hârtie pentru ca Maxim să-l poată suna oricând. Leo îi cere apoi lui Maxim să-i facă un salut special, dar îi amintește bărbatului de răposatul său fiu cu care făcea același salut. În altă parte, Lucero este văzut jucând jocuri de noroc cu partenerii săi de afaceri. După asta, îl sună pe Rafa și îi spune că intenționează să se întoarcă la Barcelona cât mai curând posibil. În timp ce Leo se află în campus, Jaro îl sună și ordonă să se întoarcă să vândă substanțe unde sunt rușii, dar Leo refuză și deconectează apelul. Jaro pare foarte supărat de acest comportament al lui Leo. În acea seară, Leo merge în continuare la ruși pentru a vinde droguri, la fel ca Jaro și a coliții săi. Văzând prezența lui Jaro, Leo se grăbește să plece, dar Jaro și oamenii săi reușește să-l captureze și să-l bată crunt. A doua zi, Maxim este surprins când o vede pe Daniela, cada del cauto peleo Daniela îi spune lui Maximo că Leo a furat banii pentru droguri și este posibil ca Jaro să fie aflat și să-l fi pedepsit pe Leo. Maximo îi trimite un mesaj lui Leo și cere să se întâlnească cu el. Maximo și Leo se întâlnesc în cele din urmă la biserică și Leo îi povestește totul. Maximo roagă apoi pe Maria să vină să-l ajute pe Leo, dar Maria îi amintește de planul lor și de asemenea de viitoarele alegeri ale mafioților. Seara, Jaro și acoliții se intră într-un club de noapte al gangsterilor ruși. Se dovedește că Maximo îl urmărea pe Jaro și acum intră și el acolo pentru a se răzbuna pentru ce a făcut Jaro lui Leo. Maximo și cu ușurință să-l bată pe Jaro, dar când aghiotanții lui vor să-l ajute, unul dintre ei pare să-l recunoască pe Maximo și decide să fugă. Mai târziu, Maximo se duce la casa Mariei pentru a verifica starea lui Leo. Maria îi amintește de planul lor de a se răzbuna pe Lusero. În altă parte, Finito se duce la casa lui Jaro și îl ironizează pentru că a fost bătut. Bărbatul îi spune lui Finito că bărbatul care l-a atacat este numit gladiatorul în lumea crimei. Auzind acest nume, Finito își dă seama imediat că este vorba de Maximo, care este încă în viață. Finito îl ucide pe Giaro și cere ghiotantului său să-l găsească pe Maximo și Leo. Între timp, Leo decide să se întoarcă la el acasă, ignorând avertizmentele Mariei și a lui Maximo, care putea fi ținta de lui Giaro. Când se întoarce acasă, Leo este șocat să descopere că întreaga sa familie a fost măcelărită fără milă. Finito și oamenii să-i așteaptă dar înainte ca aceștia să-l apare Maximo și începe împușcăturile. În După Asta, Maxim îl duce imediat pe Leona apoi la casa Mariei. Maxim îi spune că finit-o știe că este încă în viață, ceea ce o înfurie pe Maria, deoarece planurile lor au eșuat. Maria se duce apoi să-l vadă pe Leo, care plânge de frustrare și se învinovățește pentru moartea familiei sale. Când Maximo se întoarce la garaj, Maria îl sună și-l avertizează că vor veni mafioții lui Finito. Datorită abilităților sale de luptă și experienței sale de asasin plătit, Maximo reușește să-i învingă de unul singur pe oamenii lui Finito. Mai târziu, Maria îi oferă lui Maximo informații despre un bărbat pe nume Urquiza, care se ocupă de organizarea activităților de spălare de bani ale lui Sero la un club de noapte numit Seven Rain. Ajungând la Seven Rain, Maximo este blocat de gardien pentru că locul este închis. Dar lui Maximo nu-i pasă de și ucide imediat pe paznici unul câte unul, precum și pe aghiotanții lui Urquiza care se află acolo. Urchiza încearcă să scape în timp ce Maximo se luptă cu aghiotanții săi, dar Maximo reușește să-l prindă din urmă. Maximo îi lasă apoi un mesaj și un telefon mobil pentru Lucero înainte de a lua toți banii. Mai târziu, Rafa sosește și este foarte surprins să vadă ce s-a întâmplat cu Seven Reign. Urchiza îi povestește totul, inclusiv despre mesajul lui Maximo și despre telefonul mobil pe care îl dăduse. Între timp, Maximo a fost lovit de un glonț în timp ce se lupta cu oamenii lui Urquiza, așa că Maria trebuie să-i scoată glonțul. În altă parte, Lucero, ajuns în sfârșit în Barcelona, îi cere lui Rafa să-l însoțească pentru a se întâlni cu Urquiza. Neobținând informațiile dorite, Lucero lucide ucide cu brutalitate pe Urquiza. Pe de altă parte, Leo, care știe unde se află Urquiza, datorită unui dispozitiv de urmărire conectat la computerul Mariei, ia în secret un pistol în timp ce Maria doarme și se grăbește să ajungă la locul faptei pentru a se răzbuna. Când ajunge la locul faptei, Leo îndreaptă arma spre doi bărbați care se pregăteau să se debaraseze de cadavrul lui Urquiza. Dar finito sosește din spate și îl bate fără milă pe Leo. Când finito este pe punctul de a de pe Leo, deodată sosește Maria și îl lovește cu mașina ei. Văzându-l pe Leo grav rănit, Maria îl duce de urgență la spitală. Pe drum, Maria încearcă să-l sune pe Maximo, dar este încă adormit din cauza anestezicului. Fără ca Maria să știe, unul dintre aghiotanții lui Finito a urmărit-o până la spital și l-a informat pe Finito despre locul unde se află. Descoperind că Maximo este încă în viață, Lucero pare furios și ordonă lui Finito să rezolve imediat problema. Pe de altă parte, Ciulmo merge la casa Mariei și este întâmpinat de Maximo care s-a trezit. Maximo și Ciulmo încep o luptă brutală, dar în cele din urmă Maximo Maximo reușește să-l înjunghe mortală. Ulterior, Maximo se duce la spital pentru a verifica starea lui Leo și apoi se grăbește la Lucero. Ajungând acolo, Maximo ucide imediat pe unul câte unul, pe oamenii de încredere a lui Lucero și se angajează într-un schimb de focuri cu aceștia. Ajungând față în față cu cel mai bun prieten al său, Rafa, acesta din urmă decide să nu lupte. Dintr-o dată, unul dintre aghiotanții lui Lucero aruncă o grenadă spre Maximo și Rafa. Când Maximo îl întâlnește în cele din urmă pe Lucero, acesta spune că în copilărie s-a simțit neglijat din cauza tatălui său care iubea mai mult pe Maximo și pe Maria, așa că a vrut să se răzbune. Lui maxim nu-i pasă de acest lucru, pentru că își amintește doar de moartea fiului său. Maximo și Lucero se angajează într-un duel feroce cu săbile. Deodată apare Finito, care au luat o statică pe Maria. Maria încearcă să se lupte cu Finito, dar cade la pământ și rămâne inconștientă. Lucero îi ordonă apoi lui Finito să-l termine pe Maximo, în timp ce el o ucide pe Maria. Când vede că Lucero este pe cale să ucidă pe Maria, Maximo își revine și lucide ucide pe Finito dintr-o lovitură. În același timp, Maria își recapătă cunoștința și începe să se lupte cu fratele ei Vitregă. Împreună, Maximo și Maria lucid pe Lucero, Maximo îl înjunghe în inimă, iar Maria în cap. După incident, Maximo și Maria merg să le Leo, care și-a revenit din spital și descoperă că mai au încă banii spălați al lui Lucero, cu care pot începe o nouă viață. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!